Cudrea se dezlămbuie, după refuzul magistraților români, demers neașteptat al fostului ministru, se vede atunci ce mai face onorata instanță. Elena Udrea se dezlântuie, după ce magistracii de la Înalta Curte de Casație sublinierei justiciei au refuzat cererea unei audieri la distanță. Într-o intervenție la România TV, fostul ministru a venit cu atacuri dure la adresa judectorilor din dosarul ei, susținând ceea ce subliniere tia nu urmăresc altceva decât condamnarea ei. Mea subliniere teptam ca azi instant ca se fac cum a făcut la ultimele termene, se resping tot ce înseamnă probe în favoarea mea subliniere i se gerebească totul pentru a se da o decizie de condamnare la adresa mea. Azi am pregătit cu avocații o cerere care a vizat audierea mea la distanc, am dreptul la audiere, prin mijloace specifice. De ce audiere la distanță? Pentru ce nu pot fi prezent la proces, pentru ce am primit statut de refugiat? Evident ce instanța, cum mea subliniere teptam, nu a ținut cont de dovezi, sugerând ce sunt doar solicitant sublinierei nu am acest statut, a spus Elena Udrea la RTV. Mai mult decât atât, Udrea a dezvăluit faptul ce a cerut instituțiilor din Costa Rica eliberarea unui document care se ateste obținerea statutului de refugiat politic. Am depus ieri o solicitare în care am cerut să mi se elibereze un document statutul meu deja obținut de refugiat. Doar ce această cerere pe care am înregistrat-o la Institutul pentru Migrație prime subliniere te răspuns în 8 zile. În 8 zile primesc acest răspuns explicit subliniere i se vede atunci ce mai face onorata instanță, a precizat Udrea.